Deci s-au constituit prin dispoziția numărul 166 a Direcției de Sănătate Publică 6 comisii de specialitate, respectiv medicină internă, oftalmologie, ORL, chirurgie, ortopedie, psihiatrie și neurologie. Vor fi analizate, practic, toate cazurile pentru care s-a solicitat acest lucru, în număr de 486 de persoane. Ca și prime concluzii, înainte de începerea lucrărilor, sunt numeroase permise de conducere auto expirate. Probabil persoanele respective nu și le-au reînnoit din 96, din 97, din 98, din 99, care practic nu mai sunt valabile. Și există împărțire corespunzătoare numai pe boli, nu procentual, astfel încât comisiile respective își vor desfășura activitatea pe parcursul a 30 până la 45 de zile, iar în situația în care persoane se vor prezenta în termen de 30 de zile, vor putea să-și redobândească permisele dacă vor primi avizul favorabil din partea acestor comisii. Cele 5 comisii de specialitate ale Spitalului Județean vor funcționa în cadrul Policlinicii Județene, comisia de la psihiatrie va funcționa la Spitalul de Psihiatrie, după un program care va fi afișat la sediul Policlinicii. Pentru 4 comisii deja s-a stabilit programul, marța și joia, în policlinică. Pentru următoarele 2 comisii, urmează mâine să se întrunească medicii care fac parte din aceste comisii și se va stabili programul. Sper ca prin dumneavoastră, toți cei care doresc să-și refacă starea de bine referitoare la carnetul de conducere apt-inapt, să se prezinte cu toată documentația medicală a afecțiunii respective.